ne-am întors, dragii mei, din publicitate și intrăm în direct din casa Monicăi Tatoiu. Aflăm ce i s-a întâmplat în ziua de Paște și de ce pleacă din țară cu lunile. Colega mea, Violeta Miron, este și ea acolo. Violeta, bun găsit! Mă găsesc, Laura, da, nu suntem în casă deocamdată, suntem în grădina doamnei Tatoiu, care arată foarte frumos. Bună ziua și Hristos a înviat, doamna Tatoiu, ce face? Adevărat că a înviat. A înviat și broaștele de o săptămână și ăsta este ceva de speriat. Vrea să vină la domnul ăsta cu camera, pentru că el iubește camera. Deci este alergătorul de la maraton. Da. Ce să fac? Uite, am venit acasă de miercurea trecută. Vrea să se răzbune pe mine, mă. Și... Știți, multe necazuri sunt în România. Dom'le, da, Paște ca în România. Am făcut și Paștele și Florile într-o țară, la Reunion, la francez. Catolici, 80% sunt părinți. Bă, nu se compară. Deci, știți cum? Inclusiv modul în care vibrează aerul. În vinerea, în joia mare, până în vine. Deci, e crescendo și la un moment dat când te scolgi duminica de dimineață, în dimineața, prima zi de Paște, și ai senzația că brusc totul s-a liniștit. A contribuit și faptul că toate puhoaiele au plecat în București și am să te duci la biserică mergând civilizat, dar să nu vezi nicio mașină pe stradă, să stai pe terasă și, nu știu, și păsările cânt altfel și astăzi este a treia zi de Paști și deci astăzi e a treia zi de Paști și totuși încă, știți că de obicei sunt trei zile la Paști, părinții care au copii la școală au mai stat o zi că mâine începe școala, e pace, e, singura problemă e cu boala asta noastră cu mâncă. Și să mai cumpărăm și nu știu ce. Și tatăl îmi zicea, sâmbătă seara, băi, avem musafiri și luni și marți. Și, bă, nu o să rămânem fără mâncare. Stufatul este jumate în frigider. În schimb, fiul meu mi-a mâncat toată friptura de miel cu prietenii și a trebuit să mă duc să cumpăr miel de la libanez. Că n-am avut ce să pun miel pe masă. Dar eu sunt așa de fericită când copilul mănâncă. Deci când ai un copil și nu mănâncă și ai nimerit ceva, am rămas fără ouă, după, am făcut 30 de ouă, în fiecare an am dat de pomană. Anul ăsta am rămas fără. E, și singura problemă că a fost nenorocire cu zăpada aia, a venit căldura, broasca nu s-a trezit și trebuia să știu. Și am scos rogojinile de la rododendroni și zăpada aia a terminat. Adică trebuie să... Dacă știți, trimiteți-mi pe mail dacă știți unde găsesc rododendron așa de mari. Cam trei, da? Ăla din dreapta, mai e cum mai e, dar ăștia doi sunt jerpeliți rău de tot. Are două, trei frunze. Și aici știi cum era? Când era primăvara, începea primăvara, astea erau galben și ele erau roșii, erau splendoare. Este anul ăsta, peste tot a venit... Dar bine că nu s-au făcut, mulțumiți lui Dumnezeu, știți că, așa trebuie să spune, da. Că n-au înflorit cireșii, merii, pentru că rămâneam fără fructe. Și că, dar eu am plecat cu 48 de ore înainte. Pe mine statul paralel m-a informat că să fug. Și am fugit. Și vorbeam acasă, îmi trimiteau poze, au vrut să pună prietenii mei, care la mine tot timpul e cineva acasă, zice, am vrut să punem niște luminuțe și să spunem Crăciun fericit. Pentru că era ceva de groaznic. Așa a fost, nu? A fost groaznic. Aveți o grădină atât de frumoasă și ați stat plecată 19 zile în Saint-Pierre. Urmează să plecați la schi în weekend. Nu vă e dor de casă, de grădină, că sunteți mai tot timpul plecată? Eu sunt căsătorită de 35 de ani. 35 de ani sunt cu tatăl. Ce pot să spun următorul lucru? E bine din când în când să te duci ca să-ți fie dor. Să-ți fie dor. Și căsătoriile în care partenerii se văd mai rar țin mai mult decât alea în care toată ziua bot în bot și gură în gură. Atenție, nu vă căsătoriți cu colega de serviciu, că nu durează mult căsătoria. Nu, ne ducem, stăm două săptămâni, maximum stăm trei săptămâni și venim acasă, mai reparăm o priză. Ieri, de exemplu, am rămas fără curent electric, ăștia făceau copii, făceau grătare și ascultau muzică, pentru că pisicul meu a făcut pipi în priză și nu știam de ce sare automatul, de ce a făcut, pentru că e motan și motanul lui fiul meu
E un intrus și atunci, nu știu, mi-a făcut și pe roche albă pe care mi-am cumpărat-o acum, nu știam de ce miroase. Deci, știți, mă, și pisicile, ca și noi oamenii, au aceleași porniri care sunt de rău augur până la urmă. Dar pisicile sunt ca stăpânii, că și noi ne certăm și noi ne... Dar noi nu facem pipi în priză, noi facem lucruri și mai rele. Spune, băbușa. Dacă tot mi-ați amintit de rochie, eu v-am admirat și această rochie, care a spus că este făcută chiar de dumneavoastră. Ce rochia mea? Da. Este făcută din 8 baticuri fake. Din 8 baticuri fake, de-astea, da. Nu putem să spunem nume, de-alea de costă 400 de euro bucata. Da. Și am o prietenă care, într-o perioadă, a colecționat și a vrut să le arunce. Și zic, lasă, mamă, că se poartă anul ăsta. Hai, mă, nu, mă. Și acum vrea și ea una, zic, nu ți-o dau, că mi le-ai dat cherebere, ce se dă, nu se mai cere. Dar dacă mergeți pe la Vintage-uri și găsiți, sunt 8 baticuri și se poartă, deci este... moda sezonului. Da. Printuri de astea amestecate. Și sunt, se prind aici sus, da? Și le bagi clinii și sunt 8 baticuri. 4 pe față, 4 pe spate. Vă place? Foarte mult. Ce să mai... Sunteți, da, foarte... Sunt, adică dacă ar fi 8 ori 4, 3200 de euro. Nu? Eu nu dau atâția bani pe haine. Spune. Nu contează că e fake, că nu e, vă stă foarte bine, vă prinde, da, vă doresc și o vacanță dacă plăcută, vântul, că tot plecați peste vântul, vântul, nu pot să ies în Bucur. Nu, nu-i vacanță, mă duc și cu treabă. Eu în fiecare, eu totdeauna împart și vreau să, de acum încolo, în fiecare miercuri, să citiți în Național editorialul meu. Cum mă știți la televizor, așa o să mă vedeți. Am început să scriu. De bine, vin și eu, mă angajez la televiziune, dacă mă dă tatoi afară, nu? Mă fac jurnalist. Nu vă e frică și de criticile oamenilor? Referitor la articole, la ce scrieți? Dar ce credeți, că nu zic, acum nu or să zică mulți, proasta aia, baba aia, să își pune poalele în cap, sau își pune, am pus o pălărie de nu știu care. Nu există să-ți placă, să te placă toți oamenii, da? Da. Dar... dacă ai simțul umorului și dacă tu ești convinsă că n-ai niciun interes și că și asculți și bătălia argumentelor, dacă tot să spun că ești deștept, ajungi să te ajungi dictator, nu? Așa se nasc dictator. Nu, mie îmi place. Elevii mei au fost specialiști în a mă lua la 3-10, că am fost o profesoară rea. Dar mie îmi place să mă critic. Puteți să mă criticați, dar folosiți corect vocabularul limbii române și nu folosiți cuvinte care nu, pe care nu le acceptă ce ne-au, da? Așa este. Și puteți să mă criticați. Vă mulțumim tare mult. Drag, vă pup.